După o vacanță de iarnă bine meritată, pugiliștii slătineni s-au întors în ring. Pregătirile sunt intense în acest perioadă, având în vedere că nu mai este mult până la prima competiție oficială din acest an. Până atunci, elevii lui Constantin Gălbenușe își vor testa pregătirea în cadrul unei gale organizate la sfârșitul săptămânii viitoare. Pe data de 20 sosesc invitații la un sparring și pe 21 și 22 vom avea aici o gală de, de box de verificare pentru sportivii care participă la Campionatul Național la Cupa României din acest an. Această gală va avea loc aici, în sala de pregătire, din strada Crișan, numărul 27, și vor veni sportivi de la Tulcea, de la Pitești, de la Vâlcea, de la Sibiu, de la Craiova și noi, cei care suntem din Slatina. Antrenorul Constantin Gălbenușe își dorește ca și în 2017 pugiliștii slătineni să obțină măcar aceleași rezultate ca anul trecut. Numai puțin de 12 medalii de aur, 4 de argint și 3 de bronz și-au adăugat în palmaresele visei. Cele mai bune rezultate au fost aduse de sportiva de la tinere de Zorlescu, Cristina care a obținut și locul 5 la Campionatul European. Ea fiind singura participantă la Campionatul European, pentru că nu au fost fonduri la Federația Română ca să facă deplasarea mai multe sportive. Iar la la băieți Florescu Mario care a adus titlul național la juniori, sportiv care promit pentru mai târziu să calce pe urmele torciunului minița Radu Florina sau la alți sportivi care au făcut performanță în această sală. Obținerea unei medalii la Campionatul European pentru Juniori și Tineret, care va avea loc în luna mai, este obiectivul secției de box a Clubului Sportiv Municipal Slatina.